refuz? Bine, hai să mergem! Haide, te rog, fă să lingă! Sincer, ar fi puțin amuzant să avem niște nisoare. Acum o să cadă fugii! Wow, cât de tare! Nu-mi vine să cred! Te rog, hai să facem un om de zăpadă acum! Ce e iarna fără om de zăpadă, așa-i? Wow, cât de mare e! Ce nume să-i punem? Vreau să mă joc cu el! Cât de imens e! Uită-te față de mine! Ana, ai grijă! E o porțiune de gheață destul de groasă acolo, să nu aluneci! Ce? Magice. Nu e nicio problemă, o să încerc să le ascund. Va trebui să le stăpânești și nimeni nu trebuie să afle de puterile tale. S-ar putea să rănești și pe altcineva. Gata, o să le stăpânesc, nu o să mai ies din camera mea, o să stau aici. Elsa, Elsa, hai să ne jucăm, ce faci? Mi-a fost atât de dor, trebuie să-ți povestesc ce am văzut pe drum. Eu să merg acum în camera mea, te rog frumos să nu mă deranjezi. Ce-o fi cu ea? Stă acolo închisă în camera ei și nu se mai joacă deloc cu mine. Elsa, mama mi-a cumpărat o sanie nouă, vii să le dăm împreună pe sanie. Am zis nu, te rog să nu mai intri în camera mea fără să bați la ușă, pleacă te rog. Ce, dar ce-am făcut greșit de te porți așa cu mine? De ce nu putem să fim din nou apropiate cum eram când eram mai mici? Te rog să pleci, Ana, mă tem că acest lucru nu mai este posibil. Peste 15 ani. Ce mi-ar plăcea să fiu și eu mai apropiată de sora mea. Dar din cauza puterilor mele va trebui să-mi petrec tot restul vieții singură. Cu cine vorbește sora mea acolo? Mulțumesc că mi-ai adus plata cu cumpărăturii. De unde ai știut că am nevoie fix de lucrurile astea? Cred că suntem suflete pereche. Pur și simplu am ghicit. Prințesă, m-am îndrăgostit de tine de prima dată când te-am văzut. Vrei să te căsătorești cu mine? Mi-ar plăcea, da! Trebuie să-i spun surorii mele. Se va bucura atât de tare pentru mine. Hai să mergem să-i spunem și ei. Va fi atât de fericită. Așa că e minunat, surioară! Poftim? Cum adică vă căsătoriți? Dar parcă abia v-ați cunoscut. A fost dragoste la prima vedere. Așa e că te bucur pentru mine. Îmi pare rău, Ana, dar nu te pot lăsa să faci greșeala asta. Nu te poți căsători cu el. E doar o atracție trecătoare. Vei vedea, nu te poți căsători cu o persoană pe care abia ai cunoscut-o. Nu pot să cred că nu mă susții în alegerea mea. Adică te-ai închis toată viața în camera ta și nu m-ai băgat în seamă? Și acum cu ce drept îmi interzici tu să mă căsătoresc cu dragostea vieții mele? Fie că ești de acord, fie că nu, eu tot o să mă mărit. E spre binele tău, știi ceva? Fă ce vrei, am plecat. Ce fel de soră mai ești tu? M-ai ignorat toți anii ăștia. De ce nu putem să fim cum eram când eram mici? De ne jucam non-stop în curte. Ajunge, Ana. Normal că ajungi. Am zis să te oprești. Elsa, cum ai făcut asta? Oh, nu, trebuie să mă retrag. Cu cât mă enervez mai tare, cu atât fac mai multe dezastre. Nu pot să cred. Lasă-mă în pace, e spre binele tău. Mă, ce frig aici, sora ta e un monstru. Uite ce mi-a făcut, m-a înghețat. Oh, nu, dacă are dreptate, dacă sunt un monstru, trebuie să plec de aici până nu mai fac viața un coșmar și a altor oameni. Dacă are dreptate, dacă chiar sunt un monstru, uite ce am făcut, e o furtună imensă pe care nu o pot stăpâni. Trebuie să plec să mă izolez în munți, e spre binele tuturor. Toți sunt mai fericiți fără mine. Elsa, nu, te rog, așteaptă, nu pleca. Trebuie să merg după ea și să o caut. Elsa, te rog, întoarce-te. Nu mă întorc fără sora mea, nu renunț până n-o găsesc. De acum încolo voi locui aici, în vârful muntelui, în propriul meu castel făcut din gheață. Ai
aici nu pot răni pe nimeni. Ceilalți vor fi mult mai în siguranță fără mine acolo jos. Sper că mă va putea ierta sora mea într-o zi. Înghețat de frig, nu mai pot să merg pe vântul ăsta. Mi-e foarte foame, aș vrea să mănânc ceva și să beau ceva cald. Ce e asta? E cumva o pizzerie? Trebuie să mă opresc și să-mi cumpăr ceva de mâncare. Mor de foame! Bună ziua, e cineva aici? Domniță, dar unde ați plecat pe vremea asta singură cu calul? Știți cât e de periculos? Știu cât e de periculos, dar am plecat să o găsesc pe sora mea. E foarte important. Doar ea poate să ne scape de vremea asta și de viscul care nu se mai oprește. Mi-am lăsat viitorul soț acasă singur. Sper să mă întorc de vreme. Sper să ajung la nuntă. Urmează să mă căsătoresc. Felicitări pentru nuntă, prințesă, dar nu te pot lăsa să te duci singură. Voi veni și te voi ajuta să o găsești pe prințesă. Și te voi ajuta și să scap de primejdie. Voi avea grijă de tine. Pe drum sunt o grămadă de pericole, inclusiv animale sălbatice de care nu te poți feri. Urmează-mă, prințesă, știu drumul foarte bine. Haide, n-o să te rătăcești, ai încredere în mine. Vă grăbiți undeva? Un om de zăpadă vorbitor, eu n-am mai văzut așa ceva. Numele meu este Olaf, ce căutați aici? Nu e cam frig să ieșiți pe vremea asta din casă? Sora mea este în pericol, mergem să o căutăm. Păi în cazul ăsta nu vă pot lăsa singuri, o să vin și eu cu voi. Nu știu cum fac, dar furtuna de gheață e din ce în ce mai puternică. Ce se aude? Cine vine aici? Cine ești tu? Și cum ai ajuns aici? Ana, ce cauți aici? Cum ai găsit chiar și în vârful muntelui? Elsa, ai distrus Brookhaven cu furtuna de gheață! L-ai îngropat într-o imensă furtună de zăpadă și viscol! E atât de frig, n-a fost niciodată atât de frig la noi! Te rog, vino și ajută-ne! Trebuie să salvezi orașul! Îmi pare rău, dar nu știu cum să desfac o vrajă! Nu pot să-mi controlez puterile! Aparent pot doar să aduc zăpada și viscolul, nu pot să-l și iau! Sau cel puțin nu știu cum să fac asta! Ana, te rog să pleci, ești mai în siguranță fără mine! Nu plec nicăieri fără tine! Ana, ți-am spus că ești mai în siguranță fără mine! Au! Au! E prea frig! Cred că mi-e înghețat inima! Oh, nu, e numai vina mea! Trebuie să te salvăm cumva! Trolii au zis că doar iubirea adevărată poate să dezlege blestemul vieții. Doar o iubire adevărată și sinceră va dezgheța inima unei persoane. Păi în cazul ăsta trebuie să mă duci înapoi la castel. Viitorul meu soț mă va ajuta cu blestemul. Nicio grijă, prințesă, vei fi bine. Te ducem acolo de îndată. Prințule, vino și salvează-mă, te rog. Să te salvez? De ce aș face una ca asta? Pentru că doar iubirea adevărată poate dezleca blestemul vieții. Vino și sărută-mă și o să mă însărătoșesc, voi fi bine! Nu vreau să te salvez, oricum nu te iubesc! M-am dat pe lângă tine doar ca să ajung în palat și se pare că datorită surorii tale vrăjitoare, acum eu voi fi stăpân peste tot regatul! Nu meritați să fiți voi la putere! Eu voi fi rege și stăpân peste regatul ăsta! Aici stai închisă, nu mă interesează de tine, poți să te topești din partea mea! Nu pot să cred cu cine era să mă căsătoresc! O să plec pe geam! Sper ca sora mea să fie bine și să o salveze viitorul ei soț! El e! Vine încoace! E prințul cu care voia să se căsătorească Ana! Hei! E bine, sora mea? Ce s-a întâmplat cu ea? A fost prea târziu, n-am putut să o salvez! Sora ta a murit! Cum? A murit? Este numai vina ta, doar din cauza ta sora ta a pățit asta. Nu meriți să conduci în regat. Nu meriți să trăiești în lumea asta. Nu vezi că numai rău faci? Definitiv. Îmi pare așa rău, Ana. Elsa! Ana, ți-ai revenit! Dar cum e posibil? Trolii au spus că doar iubirea adevărată poate să destrame o asemenea vrajă. Iubirea dintre frații a învins! Nu pot să cred! Nu mai ninge! Pentru prima dată în atâția ani, cerul a devenit din nou senin și nu mai ninge! S-a topit și zăpada! Cred că tocmai am învățat să-mi controlez puterile! Super, Elsa! Acum te poți întoarce acasă! Și mie mi-a fost dor de tine, Ana. Și ce facem cu așa zisul prinț? Nu pot să cred, planul meu a eșuat. Cred că va avea interdicție să intre în țara noastră mulți ani de acum înainte. Hai să mergem acasă, Ana.
Astăzi veți afla o poveste de pe vremea când Brookhaven era încă un regat. Astăzi veți face cunoștință cu Sofia, o fată simplă, săracă, care de îndată ce termina orele la școală, se grăbea să ajungă la muncă la mama ei să o ajute. Mama ei era menajeră. Ce bine că e senin afară! O să merg pe jos astăzi! Sofia se grăbea să ajungă, numai că o mașină a oprit în fața ei și un domn foarte înfricoșător a coborât din ea. Domnișoară, nu pleci nicăieri, trebuie să urci mașină și să vii cu mine. Cum? Nu pot să urc în mașină. Mama mi-a spus clar să nu urc în mașinile străinilor. În plus, trebuie să ajung la muncă la mama să o ajut cu treaba. Domnișoară, dacă nu știi ce se întâmplă cu oamenii care nu ascultă de regină, nu-i așa? Știu, ajung în temniță. Puteți să-mi dovediți că v-a trimis regina? Atunci acel bărbat i-a arătat Sofiei o insignă de la palat. Sofia a fost atunci convinsă că acel domn este de la palat și că trebuie să-l urmeze spre binele ei și al mamei ei. Bine, în regulă, atunci o să vin la palat. Eu n-am făcut nimic grav, sper să nu mă certe regina. Că a ajuns la palat. Era uimită și speriată în același timp. Haide, urmează-mă! Mergi în față! Vai, nu pot să cred! De ce m-o fi chemat regina aici? Regina, am adus-o! Mulțumesc, Matias! Poți să te retragi acum! Iată, uită! Cât de bine semeni cu fiul meu! Bine ai venit, dragă Sofia! Regina știe cum mă cheamă? Ce? Bună ziua, doamnă! De ce m-ați chemat? Eu trebuia să ajung! Mama probabil o să se îngrijoreze! De acum înainte vei locui la palat! Cum adică voi locui la palat? Nu se poate! Trebuie să merg acasă, maestatea voastră! Trebuie să spun un mare secret! Care îți va schimba viața? Haide, urmează-mă! Ne vom așeza la masă! Sofia a fost atunci servită cu un ceai și a aflat secretul vieții ei. Tu nu ești o fată oarecare. Tu ești prințesă. Ești nepoata mea. Sofia credea că visează. Aștepta să se trezească la realitate. Da, știu, pare un vis, pare de necrezut. Dar mama ta și fiul meu, care era prinț, s-au întâlnit în secret în urmă cu 16 ani. Te-au avut pe tine. Tatăl tău s-a gândit să nu-mi spună asta și am aflat abia acum. Tu vei fi moștenitoarea a tot. Regatul va fi al tău, palatul va fi al tău. Așa că bine ai venit acasă, nepoțica mea. Haideți să vă arăt cum era viața Sofiei în regat înainte ca aceasta să afle că este o prințesă. Aceasta este casa în care Sofia locuia cu mama ei. Ea era mama Sofiei. Uneori comunica cu regele, care era tatăl Sofiei, prin scrisori. Ia să vedem ce a spus regele prin această scrisoare. Scrie aici că e ultima scrisoare pe care mi-o trimite. Dragă Ana, nu îmi mai trimite scrisori la palat. Eu nu vreau să o recunosc pe Sofia ca fiind fiica mea. Eu sunt un prinț, trebuie să mă însor cu o prințesă. Așa că spre binele tău, nu mă mai bombarda cu scrisori despre Sofia. Vezi-ți de viață și crește-o pe Sofia în liniște și pace singur. Să ai o viață frumoasă, cu drag prințul. Mamă, ce citești acolo și de ce începi să plângi? E totul în regulă? Mami, nu-mi place să te văd că plângi. Draga mea, nu-i nimic. E doar o factură, trebuie să plătim lumina. Mama, nu plânge, doar tăia niște ceapă. De fiecare dată când Sofia era curioasă să afle informații despre tatăl ei, mama ei îi spunea asta. Mama ei răspundea așa: scumpa mamei, tatăl tău a murit când erai mică, dar crede-mă că i-ar fi plăcut să te cunoască. Aflând că tatăl ei a murit când era mică, Sofia n-a mai întrebat niciodată de el. Mai întreba din când în când cum era el, ce-i plăcea să facă, dacă semăna Sofia cu el sau cu mama ei. Să zicem că semeni mai mult cu mine. Sofia și mama ei au avut o viață tare nefericită. Mamă, doar mărul ăsta? A mai rămas de mâncare? O să mănânc doar un măr în seara asta? Îmi pare rău, draga mea, dar altceva nu am. Promit că mama va face tot posibilul ca mâine să aducă ceva nou la masă. Poate o să fac rost de o pâine, n-am mai mâncat de săptămâni o pâine. Bine, mami, atunci mă voi mulțumi cu acest măr. Și tu ce vei mânca? Păi, mie nu prea mi-e foame, eu o să mă mulțumesc să beau această sticlă cu apă. Acasă, Sofia o ducea rău din cauza lipsei hranei și a condițiilor de viață. Însă, la școală, o ducea rău din cauza colegilor.
Fiind săracă, aceasta nu-și permitea să-și cumpere cele mai frumoase haine și din cauza asta era adesea baciocorită. Stai departe de noi! Nu vrem să fim văzute cu o fată ca tine! Uite și tu cum ești îmbrăcată! Mama Sofiei lucra acasă la una dintre aceste fete, care râdea de Sofia la școală. Mama Sofiei fiind menajeră, Sofia mai mergea după ore și o ajuta pe mama ei să termine treaba mai repede. Tu și mama ta ultima dată v-ați cam bătut joc, n-ați făcut deloc bine curățenie. Mama chiar se gândește să nu vă mai plătească. Păi ce facem aici? Sunt foarte răutăcioase cu mine, mamă. Râd de mine că n-am o roche. Și Anisia a zis că te concediază, că n-ai făcut bine curățenie ultima dată. Se poartă cu noi de parcă am fi servitoarele ei. Îmi pare atât de rău că trebuie să treci prin asta, scumpa mea. Am încercat să schimb viața. Însă asta e tot ce pot să-ți ofer momentan. Sofia era tristă. Putea să ducă o viață de prințesă în acest palat, iar ea a fost batjocorită la școală pentru că nu a fost la fel de bogată ca restul colegilor săi, s-a pus să doarmă fără să mănânce și și-a dat seama că mama ei a mințit-o și tatăl ei nu murise când ea s-a născut. Uite, Sofia, știu că e greu de procesat, însă abia am aflat și eu. Fiul meu n-a vrut să-mi spună nimic. Acum tu și mama ta vei veți muta la palat. Vă veți lua adio de la sărăcie. De acum înainte vei trăi ca o prințesă. După ce noi mai fi eu, tu vei conduce această țară, acest regat. Acum urmează-o pe bunică, haide să-ți arăt unde va fi camera ta. Sofia s-a întors acasă la mama ei și era pregătită să-i ceară explicații ce s-a întâmplat de fapt cu tatăl ei. Mamă, tu mi-ai spus că tata a murit. De ce m-a luat regina la castel și mi-a spus că sunt nepoata ei și că el e tatăl meu? De ce m-ai mințit, mamă? Tu știai în tot acest timp că sunt fiica prințului și m-ai lăsat să trăiesc în sărăcia asta? M-ai lăsat să fiu batjocorită la școală? De ce ai face una ca asta, mamă? Dragă, cum ai aflat? Cum adică te-a chemat regina la palat? Nu se poate! O să ajungem în temniță! Ce tot vorbești, mamă? Nu o să ajungem nicăieri! Eu o să fiu moștenitoarea regatului! Regina este bunica mea! Habar n-avea că eu sunt fiica fiului ei! Se pare că tata a murit recent! Și el trebuia să preia conducerea și acum el nu mai este și trebuie să o preiau eu! Mamă, ne vom muta la palat! Îmi pare rău, draga mea, că nu ți-am zis. Însă, în urmă cu mulți ani, am primit această scrisoare. Este de la tatăl tău. Poftim, citește-o și tu. Deci, tata nu m-a vrut? Îmi pare rău, dragă, nu ți-am zis ca să nu te simți prost. Să nu crezi că tatăl tău te-a abandonat sau că are vreo legătură cu tine. Tu ești un copil perfect și orice părinte ar fi bucuros să te aibă ca fiică. Atunci Sofia a citit acea scrisoare și a rămas șocată. În momentul acela, Sofia și-a dat seama care sunt motivele pentru care i s-a ascuns adevărul. Mami, te iubesc, ești cea mai bună mamă din lume. Nu sunt supărată pe tine. Nu este vina ta, e vina prințului. El nu m-a vrut. Însă acum o să ne mutăm la palat. O să avem o viață mai bună și s-a zis cu sărăcia. Uite, Sofia, asta este camera ta. Este o cameră pentru prințese. Sper să-ți placă. Ești o adevărată prințesă și meriți să locuiești aici. Sofia a rămas uimită, nu-i venea să creadă cum arată camera în care locuiește. Wow, n-am văzut așa ceva în viața mea, e atât de frumoasă, mulțumesc mult, bunico! Uite, Sofia, bunica trebuie să conducă un regat. Am foarte multă treabă, va trebui să te descurci singură alături de asistentul tău personal. Silvia, vină, te rog! Ai grijă de nepoata mea să se simtă cel mai bine, oferă-i cele mai frumoase rochii și ai grijă de educația ei. Bună, Silvia! Bună, prințesă Sofia! Stau la dispoziția ta, cât timp vrei, poți să mă întrebi orice. Acum o să avem grijă de ținuta ta. O prințesă adevărată are nevoie de o roche superbă, așa că haide să-ți găsim o roche. Wow, n-am văzut atâtea haine la un loc în viața mea! De aici se îmbracă tot palatul? De la regină până la ultima servitoare? Nu, Sofia, astea sunt doar hainele tale! Cum? Doar hainele mele? Nu pot să cred! Și pot să port ce vreau eu de aici? Da, sunt exact pe mărimea ta, așa că alegeți rochia care îți place cel mai mult. Wow, ce rochie superbă, nu pot să cred! E minunată! Sofia a primit coroana de prințesă și o rochie superbă, care strălucea. Sofia, mamă, arăți atât de bine, ești o adevărată prințesă, mama e atât de mândră de tine. Lecția de balet e gata, sper că ți-a plăcut. Vom merge să înveți să cânti și la pian, apoi vom începe orele.
Va trebui să înveți să-ți conduci poporul. Și cam asta era viața Sofiei de acum înainte. De la fata săracă, neajutorată și fără tată, a ajuns prințesă și se pregătea să devină regină și să conducă poporul. Bună, numele meu este Tanța și locuiesc la țară de când m-am născut. Noi aici trebuie să muncim pământul, să ne creștem singuri mâncarea pentru că nu ne-o asigură nimeni. Avem grijă de animale toată ziua și avem o căsuță destul de sărăcăcioasă, dar aici am crescut și mie îmi place foarte mult căsuța în care locuiesc. Mama mă trezește în fiecare dimineață la 6 pentru că avem foarte multă treabă. Trezirea, micuță, trezirea! Crezi că vacile se hrănesc singure? Haide! Ridică-te, pământul ăla se muncește singur! Cum crezi că punem noi roșiile pe masă? Ridică-te, nu mai fii puturoasă! Of, bine, mamă, dar e a 6 dimineața! Nu mai pot să dorm măcar 10 minute? Nu, du-te, lăsare soarele, avem o grămadă de treabă, hai! Mie îmi plăcea foarte mult viața la țară, îmi plăcea să muncesc pământul și, deși era greu, îmi plăcea și să crăp lemne ca să avem ce să punem pe foc iarna, să nu murim de frig. Îmi plăcea extrem de mult să am grijă de animăluțe, dar eu creșteam și trebuia să merg la facultate. Și cum nu exista facultate în sătucul nostru unde trăiam noi, eu trebuia să mă mut la oraș, însă mama n-avea bani să-mi plătească chirie sau facultatea, care era foarte scumpă la oraș. Dar în același timp simțeam că pot să fac mai mult de atât. Simțeam că pot să învăț să devin un avocat sau un doctor. Asta era ceea ce îmi doream să fiu când voi fi mare. Uite, scumpa mea, mama nu are mai mulți bani de atât. Ia banii ăștia și vezi tu cum te descurci acolo. Ești fată deșteaptă. Vei primi bursă la facultate. Nu mă îndoiesc de asta. Mami, îți mulțumesc foarte mult pentru ajutor, însă nu am nevoie de banii ăștia. Și așa abia vă descurcați voi. Dar rămite să iau eu? Mamă, mi-am găsit deja o slujbă în Brookhaven. Când o să ajung acolo o să fiu menajeră și o slujbă destul de bine plătită. Cum crezi tu, scumpă? Ok, hai să te duc. N-avem cu ce să mergem, mamă. Da, mama voia să mă ducă cu mașina, dar noi n-aveam mașină, așa că am improvizat și m-am descurcat singură. Pa, scumpa lui mama! Ne vedem în vacanță! Pa, pa, scumpa mamei! Ce fată inventivă! Pa, mama! O să te sun de dată ce ajung în oraș! Ne vedem mai târziu! Și uite așa am plecat eu călare în oraș să merg la facultate. Bineînțeles, primirea nu a fost exact așa cum m-am așteptat. Oamenii au fost destul de răutăcioși. Stăteam în trafic, la semafor, toată lumea era cu mașina, numai eu eram pe cal. Ce faci cu calul aici? Vezi că nu ești la țară, ești în civilizație! Astea erau lucrurile pe care le auzeam cel mai des când mergeam cu calul. După un drum lung și obositor, de mai bine de 24 de ore, am ajuns la familia care m-a angajat menajeră. Ok, văd că e cineva în casă, o să sun la sonerie. Am ajuns, e cineva acasă? Cine e și ce te uzi la mine în casă cu un cal? Ia, creatura aia de aici! Bună, eu sunt menajera, m-ați angajat înainte. Este căluțul meu. Nu poți să intru cu el? E căluțul tău, tu-ți faci rău de mine, cum să intri cu calul în casa mea? Face mizerie! Eu nu plac animalele, te rog frumos să-l duci de aici! Dar nu am unde să-l duc, e căluțul meu! E cel mai bun prieten al meu, el întotdeauna a fost alături de mine când am avut nevoie. Nu pasă, nu e vina mea că oamenii nu se apropie de tine, că ești prea ciudată! Dacă vrei să lucrezi pentru noi, scapă de calul ăla acum! Ce? Dar... Dacă nu unde vezi pe altcineva, ai înțeles? Bine, of, unde o să te duc, micuțule, unde o să te duc? Of, Mateo, ești cel mai bun prieten al meu, ceria e! Cine e șefa mea? Nu știu ce o să fac cu tine, Mateo. L-am dat pe Mateo în grijă unor oameni, foarte cum se cade, și mi-au promis că mi-l vor da înapoi la finalul facultății, că nu m-a mai trebuit să lucrez în casa aceasta. Doamne, ce urât miros! Unde ai locuit până acum? Într-un graj plin de animale? Păi, eu vin de la țară și da, aveam grijă de animale, munceam pământul.
bineînțeles că era oribilă uniforma pe care mi-a pregătit-o ea. Dar n-am avut de ales, trebuia să fac ce zice șefa. Pentru că dacă nu mă plătea și nu aveam cu ce să-mi plătesc facultatea, nu aveam cu ce să-mi plătesc mâncarea și chiria. Bineînțeles, șefa mea era o persoană foarte rea, se purta foarte urât cu mine. Imediat o să termin. Salariu? Dar cu ce o să mai plătesc chiria? Cu ce o să-mi plătesc facultatea? Trebuie să nu ai probleme, nu deschid casa, pentru că astăzi vine prințul în vizită, cine știe, poate mă mărit cu el. Prințul? De ce vine prințul în vizită la ea? Ah, e bogată. Mă gândesc că e deja o căsătorie aranjată între cei doi. Afganii și emoționată spun, prințul trebuie să vină din moment în moment, sper să mă ceară de căsătorie. Tu ce stai aici și te holbezi, Pondo? Bine, o să curăț măsuța asta. Mă așteptam ca prințul să fie un om fițos, plin de bani, exact cum era și șefa mea. Însă, spre marea mea surprindere, prințul era un om iubitor de cai. Calul era, de fapt, Mateo, calul pe care l-am dat familiei în grijă până termin facultatea. Am venit! Cine vrea să mergem la călărit? Uite, dragă, ce cal am! Îți place noul meu căluț? Cunoaștem de când eram mici, părinții noștri sunt prieteni de când noi ne-am născut și tu nu știi nimic despre mine. Căluții foarte mult. Am acest căluț pentru că o fată le-a dat căluțul prietenilor mei, părinților mei, în împrumut pentru câteva zile. Ce zici, te bagi să-l călărești? Șefa mea n-ar fi vrut deloc să se încumete pe căluț, însă știa că trebuie să facă asta dacă va vrea ca prințul să o ceară în căsătorie la un moment dat. Și exact asta a făcut, numai că al meu căluț era deștept și putea să-și dea seama care sunt oamenii răi și care sunt oamenii buni. Scumpule, nu cred că mă place căluțul ăsta. Nu știu ce să zic. Uite cum face! Ajutor! O, doamne, căluțul meu nu o place deloc pe șefa! Incredibil, nu pot să cred! A răsturnat-o! Eu puteam să-l îmblăznesc pe Mateo. Mateo! Mateo, gata, scumpule, gata, e în regulă. Gata, gata, totul e bine, totul e bine. Calmează-te, e în regulă. Totul e bine, Mateo. Uite! Ce cala furisit din cauza mea, mi-am scăldit eu piciorul! Wow, cât de bine te pricep! Cum ai reușit să-l îmblăznești pe Mateo? N-am reușit niciodată! Cât de bine te ascultă și ce voce caldă ai! Mulțumesc, maestatea voastră, însă Mateo e căluțul meu, șefa nu m-a lăsat cu el și m-a pus să-l abandonez, însă n-am putut să fac una ca asta, așa că am găsit o familie iubitoare de cai și l-am dat în împrumut. Wow, nu pot să cred, ăsta este calul tău? Doamne, mi-am dorit întotdeauna să-i cunosc stăpânul, de când l-am văzut acasă. Wow, e foarte frumos și să știi că ești o persoană foarte bună. Ce ai zice, să mergem la o cafea? La o cafea, dar eu trebuie să lucrez ca să pot să-mi plătesc facultatea. Lucrez pentru domnișoara. Dacă pleci cumva de aici, îți pierzi locul de muncă. Dar, dragule, cum să ieși cu ea la cafea? Nu pot să cred. Dar, Natasha, știu că părinții noștri vor ca noi doi să ne căsătorim. Însă eu m-am îndrăgostit de menajera ta și cu ea vreau să-mi petrec tot restul vieții. E o persoană foarte blândă. Prințule, am început să ieșim în... Vrei să fii soția mea de acum și tot restul vieții? 9 iunie, nunta regelui și a reginei din Brookhaven. Ne-am adunat astăzi aici să sărbătorim dragostea dintre doi oameni foarte importanți pentru acest oraș. Dragostea dintre regele Brookhavenului și alături de frumoasa sa viitoare soție, regina Brookhavenului. Și acum să începem! Rege, o iei de căsătorie pe regină și la bine și la rău o iau! Regino, îl iei de soț pe acest rege și la bine și la rău. Să creșteți copiii și să fiți excelenți, să vă iubiți toată viața și să vă ajutați unul pe altul. Da! Perfect! Atunci, sărutați mireasa! S-au căsătorit! Te iubesc, iubitule, mulțumesc! În sfârșit suntem împreună! De ce a ales-o pe ea? Ia să vedem.
spun eu. Ia, uite, asta e vraja. Dacă veți avea o fică, acea fică va fi foarte frumoasă pe timpul zilei, dar va fi bătrână noaptea. Când va apune soarele și va răsări luna, fica lor va fi bătrână. Scumpul meu rege, mă simt din ce în ce mai slăbită și mi-e tot mai rău. Tare mă tem că sunt pe moarte și că am o boală gravă, dragule. Și nici măcar n-am apucat să avem un copil, să avem un moștenitor. Vai, scumpa mea regină, calmează-te, n-o să te las să mori. Uite, o să chem cel mai bun medic din orașul ăsta să vină și să aibă grijă de tine. Calmează-te, scumpă, totul va fi bine, trebuie să ajungă medicul din clipă în clipă. Majestatea voastră, regele, de ce m-ați chemat? Am venit de îndată. Tu ești cel mai bun medic din orașul acesta. Te rog, salvează-mi soția care este pe moarte. Are o boală foarte gravă. Zace la pat. Te rog, salvează-mi soția. Haideți, doamna doctor, pe aici, aici este camera soției. Iubito, rezistă. Rezistă, iubito, eu nu vreau altă regină. Maestatea voastră, îmi pare rău să vă întrerup din plâns, însă am vești bune! Soția nu este bolnavă! Ce? Nu este bolnavă? Cum adică? Atunci de ce zace la pat? De ce? E pe moarte! Maestatea voastră, vă rog, nu mai plângeți, calmați-vă! E o veste bună, soția este însărcinată, nu bolnavă! De asta se simte rău, pentru că are un bebeluș! Doamnă, vă puteți ridica, vă puteți mișca, v-am prescris eu niște medicamente care să vă ajute să vă simțiți mai bine în timpul sarcinii! Felicitări, maestatea voastră, veți fi mamă! Serios? Dragule, sunt atât de fericită că vom avea o fică! Spune-ne, doamna doctor, este fată sau este băiat? Veți avea o fetiță! În regat vă veni o prințesă! Mă bucur foarte mult că am fost prima care a aflat! Scumpule, ce fericită sunt! Mamă, tată, dar de ce au venit atâția oameni astăzi la ziua mea? Mă bucur foarte mult! Of, ce frumoasă e prințesa! Wow! Wow, e foarte frumoasă, excelentă! Mamă, cât e ceasul? Dacă apune soarele, știi foarte bine ce mi se întâmplă! Scumpă, mai e până apune soarele, stai liniștită! Incredibil de frumoasă e prințesa! Toate cadurile astea sunt pentru mine? Oh, mulțumesc foarte, foarte mult! Ce bine e să fii prințesă! Primești cele mai frumoase cadouri de ziua ta! Oh, nu! S-a făcut noapte, a apus soarele, trebuie să fug în baie. Nu trebuie să mă vadă nimeni așa. Haide, scumpoi, te rog, ieși afară, nu mai sta închis acolo. Sunt sigură că n-arăți așa rău. Cum să ies, mamă? Arăt oribil. Haide, iubito, ieși afară, nu arăți așa oribil. Cum nu arăt, mamă? Uită-te la mine! Ce mi se întâmplă după ce apune soarele? Sunt bătrână și urâtă, mamă! De ce? Scumpă, am chemat toți medicii, ți-am făcut toate analizele, nu știm răspuns. Uite, o să mai vină încă o dată medicul nostru de familie să te consulte, să vadă ce ai. A trebuit să fug de la propria mea petrecere. Am venit cât de repede m-ați chemat, maestatea voastră. Ce-a pățit prințesa? Of, doamne, cine e aici în pat și unde e prințesa? Ea e prințesa, nu fi ridicolă! Te-am chemat ca să o salvezi! Uite cum arată! I s-a zvârcit pielea, s-a albit și totul numai noaptea! Dimineața își revine la normal, te rog, vindec-o! Of, doamne, e pe moarte! Of, n-am ce să-i fac, nu știu ce să-i fac! Mamă, tată, dacă mor să știți că v-am iubit! A doua zi la răsăritul soarelui. Prințesa mea, prințesa lui tati, tati și-ar da viața numai ca tu să fii bine! Uitați, a răsărit soarele și a revenit! Ah,
tati? Am mai multă energie ca niciodată! Cum te simți, prințeso? Foarte bine! Am chef să alerg, să cânt, să dansez, am chef să fac o grămadă de chestii! Dar e imposibil! Azi noapte aproape ai murit! Da, nu știu. Seara mă simt extrem de rău și arăt foarte rău, dar când răsare soarele și dimineața mă simt perfect! Îmi pare rău, prințesă, dar cred că asta este modul tău de viață! Așa va trebui să trăiești tu viața de acum înainte! Va trebui să reziști nopțile și să profiți de viață pe timpul zilei! Da, nu-i nicio problemă, o să încerc să mă obișnuiesc! Scumpă, uite ce m-am gândit! Anul acesta să facem, să sărbătorim ziua ta de 20 de ani în familie și să nu mai chemăm pe nimeni! Ce părere ai? Sigur, mamă, și așa nu-mi plac petrecerile foarte mari. Să fim noi, mama, tata și eu și poate mătușa dacă va putea să vină. Pare rău, dar mătușa ta nu va putea să vină, scumpo. S-a căsătorit cu regele în alt regat. O să chem chelnerul să vină să ne aducă mâncare. Super, mamă, abia aștept, nu pot să cred că am împlinit 20 de ani. Am rezistat 20 de ani cu boala mea care nu poate fi vindecată. Of, doamne, cine a angajat și pe chelnerul ăsta? Haide, domnule, odată murim de foame! Mamă, lasă-l pe om să-și facă treaba, nu-l mai grăbi așa! Lasă-l, dar stăm aici de tot timp! Știu, dar totuși, e și el om, nu? Imediat, acum vii! Pentru sărbătorită am pus un ingredient special. Sper să-ți placă. Poftă bună, maestatea voastră! Mulțumesc! O să gust! Extraordinar! N-am mâncat în viața mea ceva mai bun de atât! Incredibil! Unde ai învățat să gătești așa? M-a învățat mama, eu am crescut la țară, acolo am învățat să gătesc. Wow! O să fiu un soț iscusit! Mă bucur că m-ați chemat, maestatea voastră, la călărie. N-am ieșit niciodată cu o prințesă sau cu o regină să călăresc. N-am călărit niciodată, așa că e prima dată când mă urc pe cal. Tata a vrut mereu să mă dea de mică, dar din cauza bolii n-am putut. Boală? Ce boală aveți, majestate? Of, nu pot să zic, e destul de rușinos. Haideți, vă rog, insi, sunteți bine? Da, numai că ziua sunt foarte bine, însă noaptea sunt bătrână, bolnavă și arăt de cel puțin 100 de ani. Eu nu cred așa ceva. O prințesă așa frumoasă ca tine să arate de 100 de ani? Cred că exagerați. Nu exagerez. Nu știu ce s-a întâmplat, dar așa sunt de când m-am născut. Trebuie să trăiesc toată viața. În unele seri îmi era atât de rău și atât de greu mă mișcam din cauza bătrâneții, încât era aproape să mor. Noroc a răsărit soarele mai repede. Iernile sunt cele mai grele, soarele răsare mult mai greu decât vara. Vara, noaptea, tot trece repede. Însă iarna, noaptea e un coșmar. O, doamne, prințesă, nu pot să cred! Sună a blestem! Blestem? Nu există așa ceva! De ce ar vrea cineva să pună blesteme asupra mea? Nu știu! Dar am mai auzit cazuri de genul tot cu prințese. E cineva care vă dorește răul, ție sau familiei tale? Sincer, nu știu. Și totuși, chiar dacă e blestem, n-am cum să scap de el. Prințeso, știu eu o vrăjitoare bună. Care știe să alunge un blestem? Serios? Chiar știți? Păi merită să încercăm. Am încercat toate medicamentele posibile și nimic n-a funcționat. Haide, urmați-mă, prințesă! Aveți încredere în mine! O să vă duc până la acea vrăjitoare! Of, doamne! A apus soarele! Sunt din ce în ce mai obosită și mai bătrână! Haideți, prințesă, rezistați! Mai avem foarte puțin! Oh, doamne! Mi-este foarte, foarte rău! Nu cred că o să mai trec de noaptea asta! Asta este cea mai lungă noapte din an! Of, doamne! Nu te uita la mine, sunt foarte bătrână și foarte urâtă. Probabil te vei speria. Să mă sperii? Nu, nu se poate. Ok, odihnește-te aici, o să mă duc eu să o caut pe vrăjitoarea cea bună. Și o să rupă ea blestemul, promit că nu o să te las așa, prințeso. Oh, ce bine că ați venit, doamnă, vă rog să o salvați pe prințesă. Este pe moarte, puteți să...
ce i s-a întâmplat? Of, Doamne! Cred că va muri! Asta este cea mai grea noapte de când mă știu. Probabil voi muri. Degeaba încerc. Au încercat mult să mă resusciteze, n-a reușit nimeni. Nu, prințeso, nu muri! Te iubesc, prințeso! I s-a schimbat culoarea pielii! Se simte mai bine! Cred că își va reveni! Ce s-a întâmplat? Cred că tu ești de vină! Cred că tu ai reușit să o salvezi! Eu? Dar eu n-am făcut nimic! Ba da! Ai spus că o iubești pe prințesă! Cred că doar sentimentele reale de iubire au reușit să o salveze pe prințesă! Dar eu tot ce am spus ei, mă, eu chiar o iubesc pe prințesă și nu știu ce m-aș face dacă n-ar mai exista prințesa pe lume! Dacă o să-și revină, o să o cer de căsătorie! Sper doar să-și revină! Începe să-și revină! Nu mai are față de bătrână! Of, Doamne, parcă mă simt din ce în ce mai bine! O să încerc să mă ridic! Mi-am revenit! Prințule, m-ai salvat! Ești bine! Ura! Ura! Prințeso! Acum că ți-ai revenit prințesa mea, vreau să-ți adresez o întrebare. Vrei să fii soția mea până la atunci, bătrâneți? Oh, prințule, da, da, vreau să mă căsătoresc cu tine! Tu ești ursitoarea cea bună? Tu ți-ai dat seama că iubirea dintre doi oameni poate să spargă orice vrajăria? Te invitam și pe tine la nuntă. Dacă nu erai tu, probabil aș fi murit. Aș fi încântată să vin, majestatea voastră. Vă declar soț și soție. Nu pot să cred, fica mea, ce repede că ai crescut. Să ai grijă, băiete, de ea. Vei fi prinț. Să ai grijă să nu trădezi regatul, să nu-ți trădezi țara. Tati, nu fi ridicol. Normal că nu o să fac asta. Felicitări, felicitări, extraordinar! Bravo, mă bucur foarte mult, prințesă, pentru tine! Super, acum trebuie să mergem și să dăm acea petrecere de 3 zile și 3 nopți ca să sărbătorim căsătoria mea cu noul prinț al Brookhaven-ului. Haideți! Uh-huh!